Răzvan Raț face parte din grupul fotbaliștilor români care au trecut de 100 de selecții la echipa națională, acesta jucând de 113 ori sub tricolor. A fost capitan și a marcat doar de 2 ori pentru națională, însă una dintre reușite a venit în victoria istorică din Giulești contra Germaniei, acel 5-1. La nivel de club, cel mai mult a jucat la Shakhtar, echipă care a plătit Rapidului 1 milion de euro pentru a-l transfera. A petrecut acolo 10 ani, timp în care a câștigat Cupa UEFA, 7 titluri de campion, 5 cupe și 3 supercupe ale Ucrainei. Aceste trofee s-au adăugat celor 2 campionate și cupe României cucerite anterior cu Rapid. Afară, Raț a mai jucat la Rayo Vallecano, West Ham și PAOK Salonic. Este unul dintre fotbaliștii români cu cele mai multe meciuri în grupele Ligii Campionilor, 40.